Bună, dragii mei, bună, sufletele faine, vin astăzi cu etalarea pentru zodia Pești, Pești, am vrut să zic Pești, <l> nu cer scuze, nu mai au de la capăt aici, rămân, lasă-l așa cu bâlbâială, uh, pentru luna noiembrie, pentru toți cei cu soare, lună, ascendent, descendent, aglomerație de planete și ce -o mai fi pe acolo în Pești. Bun, drăguților, haideți să vedem ce vă așteaptă pe voi în noiembrie sau ce evenimente importante sau ce mesaje avem pentru voi, eu și cărțile mele. Bun. Pentru peștișori. Peștișori, peștișori. Ok, vedem... O, oh, nouă iubire, o nouă dragoste, ceva, o schimbare mare, numărul 26, uite... 26, un 8, o transformare foarte mare. Îmbrățișează oportunitățile care vin în calea ta, da? Te vor ajuta să crești din punct de vedere spiritual. Mm. Poate că apare cineva în, în, în calea ta pe aceeași frecvență de undă cu tine și vă ajutați reciproc să creșteți spiritual, te ajunge să -ți, te, te ajunge, te ajută să ți atingi scopul, să atingi steaua, da? să atingi să ți atingi visul cu mâna. O nouă dragoste sau în alte cazuri poate fi vorba despre, nu știu, ai tu un vis, ai ceva ce ai manifestat în timp și o dorință împlinită aici, cam asta aș spune eu. Bun, hai să vedem. Mai vreau ceva mesaj pentru tine. Oh, ce frumos! Au venit mai multe, dar nu-i pai. Ia să văd, și la capăt ce ai. Ok, nu erau nici la capăt. Hai să văd. Apreciază acest moment. Uh, apreciază acest moment, da în cazul numărul 33, vezi, te ajută 33 este 3-3-3, ce înseamnă colaborare. Tu cu cineva, colaborezi, poate că și din punct de vedere. Emoțional, ești în legătură cu o nouă persoană, intri în legătură cu o nouă persoană, dar în același timp te poate ajuta și să crești. Vezi, de la început am văzut creșterea. Te ajută, da? O nouă persoană care este pe aceeași lungime de undă cu tine și puteți împreună să atingeți acest vis sau te ajută, te ridică, știi? Te ridică. Bun. Hai să văd mai departe singurul lucru care este real în lumea asta este dragostea la care tu ai visat, se pare aici numărul 7, ai visat la lucrul ăsta. Încearcă să-ți focusezi din nou atenția către iubire, către dragoste. Ok, și aici o uniune a inimilor. Măi, peștișorilor, ce faceți voi aici? Vă îndrăgostiți. Vă îndrăgostiți, vă găsiți omul potrivit. Știți cum se zice omul? Omul potrivit la momentul potrivit, cam așa o să fiți voi aici. Și hai să vedem, frumos, foarte frumos, pentru peștișori, ia uite măi cum a lăsat cărțile în urmă, cum le las eu în urmă, ia să văd, prosperitate, da, mergeți către prosperitate, mergeți către succes, responsabilitate, sacrificiu și ce a mai venit aici și a venit loialitate, hmm, interesant. Interesant, interesant. Și aici, la capătul cărților, avem uh, observatorul, cel care observă, care. Știți de ce este interesant? Pentru că astea trei cărți parcă simt eu așa că mi a venit separat. E ca și cum este momentul să te gândești la tine, este momentul să te gândești și la tine, să nu te mai sacrifici pentru ceilalți, să te eliberezi de responsabilitățile astea care nu fac altceva decât să te țină pe loc, cât poți de mult, bineînțeles. Iar aici, loialitate, iarăși luna, uh, să încetezi să mai fii loial oamenilor uh, pentru care trebuie să te sacrifici în continuu, da? Ăsta mi se pare mie a fi un, un mesaj separat pentru tine, dragă Pești. Bun, și să te, te focusezi pe prosperitatea ta, pe creșterea ta, că este posibil să întâlnești oameni noi care te ajută să crești, nu care te țin în sacrificiu care te țin de sacrificiu sau care te țin pe loc, care nu fac altceva decât să uh, să te facă pe tine să te sacrifici și să să te umpli de responsabilități vis-a-vis -vis de acești oameni, să nu fii loial oamenilor care se folosesc de tine, este ăsta cam ăla era mesajul, da. Să nu fii loial persoanelor care se folosesc de tine, da? Bun. Hai să văd, pești și orii mei. <coughs> Luna noiembrie, pești. Am tras cu ochiul la capătul pachetului. La capătul pachetului aveți hirofantul. Hirofantul reprezintă tradiție. Uite, soarta și hirofantul. Hm. Și ce mai este aici? Și justiția, da. Soarta, hirofantul și justiția. Trei arcane majore și marea preoteasă. Uh, ce îmi spun mie lucrurile astea îmi spun că voi ar trebui să ieșiți din tipare da? să ieșiți din tipare adică în cazul în care probabil că unii dintre voi trăiți într-o căsnicie, n-ați zice că e toxică pentru că nu mi-apare nici niciun element care să-mi arate lucrul ăsta dar stați într-o căznicie unde aveți parte de ce? de responsabilități, de sacrificiu și loialitate, sunteți foarte loiali anumitor uh, anumitor persoanei na, cu care aveți contractul, zic eu așa. Uh, dar celelalte cărți mi arată faptul că ar trebui să îmbrățișați, uh, cum să zic eu, iubirea în forma ei pură. Na. Adică nu te ține nimeni legat într-o căsnicie numai dacă tu vrei să stai acolo, nu te ține nimeni, o foaie de hârtie nu înseamnă nimic, deci e nimic, e nimic, nu vă mai, să ieșiți un pic din tipare, na, ca să nu intru în detalii și prostii, că după aia îmi fac pe aici numai hate. Bun, ce faceți voi acum? Doiul de bâte. Păi așteptați să ce? Să, să explodeze vulcanul. Nu știți, sunteți indeciși, sunteți așa, să-mi iau bâta asta și să mă duc unde, ce să fac, către ce, să-mi îmbrățișez emoțiile, asta mai bine stau să vină turnul la peste mine, poate mă umple de cenușe vulcanul ăla și îmi revin. Cam așa ceva. Adică simt aici că uh, foarte mulți dintre voi în această perioadă uh, încercați sau începeți să vedeți și noi oportunități, da? Începe să vedeți viața în alte culori, nu o vedeți numai în alb și negru, nu este totul numai gri, apar culorile în viața voastră, cam asta văd eu. Bun, ce aveți aici? Turnul, uite, în capul vostru turnul, ce am văzut și aici, da, ce așteptați? Așteptați momentul potrivit, nu vreți să vă simțiți vinovați, probabil că unii dintre voi am sentimentul ăsta, acum dacă eu greșesc, greșeala mea să fie. Am sentimentul ăsta că stați într-o căsnicie care nu vă mai mulțumește, în care totul este alb și negru, da, cu hirofantul aici. Totul este alb și negru, dar așa considerați voi că e vă este sortită persoana asta și că așa vă este soarta și că asta mi-e viața și că n-am ce face. Și așteptați voi, doară, doară vine turnul, da, și dărâmă tot, așa, sau doar, doar vulcanul ăsta explodează la un moment dat, pentru că asta m-ar ajuta pe mine să îmi aleg ceva sau să aleg, da? Adică eu nu sunt, nu vreau să aleg, lasă că mai bine să se întâmple ceva și atunci să mă oblige să aleg. Cam asta e, să nu, să nu fiți voi vinovați de alegerea făcută. Da, optul de cupe, vedeți? Ca și blocaj. Ați vrea să plecați, dar nu puteți. Unii dintre voi ați vrea să plecați dintr-o anumită situație, dar momentan nu puteți sau așa apare ca și blocaj, ca și cum nu puteți. Din trecut, ce apare? Cavalerul de spade. Cavalerul de spade este o energie care se grăbește, ceva care se grăbește, care dar mai poate fi și impulsivitate, mai poate fi și o persoană care va rănit cu vorba, da? cineva care a spus vorbe care n-ar fi trebuit să fie spuse, care au rănit, care au tăiat ca și o sabie în sufletul vostru și asta poate fi. În viitor, ce aveți? Luna. Încă. Încă aveți lupte interioare. Confuzie. Încă nu știți ce să faceți. Și sunt conștientul vostru, aveți cinciul de pentacule. Probabil că unii dintre voi uh, nu puteți să ieșiți din acea situație. De ce? Pentru că asta ce ar aduce? Ar implica o pierdere. Da? Pentru că cinciul de pentacule este pierdere. Situația care o văd acum în, acest, în această citire este ceva de genul. Ok, mă sacrific, sunt loial, stau acolo <coughs> unde sunt pentru că am stabilitate și am tot ce-mi trebuie. În momentul în care ies din acea situație, care oricum nu prea mă mulțumește pe mine, dar n-am ce face, uh, risc să rămân pe drumuri sau risc să rămân fără nimic sau risc să rămân, uite așa, buca goală, știi, ceva de genul ăsta. Subconștientul tău te ține pe loc da, te ține pe loc, pentru că tu nu vezi uh, pădurea de copaci, tu nu vezi pădurea de copaci, ok <coughs> și ce aștepți tu, aștepți turnul la care tot te gândești aici, că doară-doară poate pleacă el, știi, ceva de genul ăla poate pleacă el și atunci nu sunt eu de vină sau poate pleacă ea Na, depinde cine ascultă, poate pleacă ea și atunci nu sunt eu de vină, sau poate ceva se întâmplă și se duce în tot și rămân <laughs> nu mă prostii vorbesc dar în fine, a așa văd lucrurile în momentul ăsta Bun. și aici văd în viitorul apropiat că aveți luna, adică și următoarea perioadă tot în confuzia asta o să rămâneți, pentru că nu aveți curajul să ieșiți de acolo nu aveți curajul să ieșiți și nu ar fi numai curajul, dar e genul acela de situație în care ok, ies, ies, dar ce fac după ce ies ok renunț, plec, că nu mai sunt mulțumit. Dar ce fac după? Ce fac? Și hai să vedem ce ne spune tarotul, ce, ce ne spune nouă, ce mesaj aveți voi de la Univers, ce ar trebui voi să faceți în astfel de situații. Că am auzit de multe ori chestia asta, da, mai stau și mă sacrific și sufăr și nu știu ce și ce și dacă ies ce fac, că uite am o anumită vârstă sau unde mă duc, că, uite avem casă comună sau uh, n-am unde să mă duc, unde Dumnezeu să mă duc na, la vârsta asta, ce să mai fac? Și situații din astea așa, în care, din care voi vreți să ieșiți, aveți dorința aceea de a ieși pentru că vreți să vă atingeți steaua cu mâna, da? Uh, dar nu știți ce să faceți. Bun, și hai să clarificăm turnul care e în conștientul vostru și mi-au venit două cărți, diavolul și optul de băte. da, dorința de mișcare, dar ceva vi se pare foarte toxic. Comunicare sau mișcare? Mișcare, aș putea să spun în, în poziția asta. Eu zic că e mișcare. Dorința de a pleca, de a acționa, de a face ceva, dar ceva este toxic. Adică ce e toxic? Știu eu ce e toxic. E toxic că vă gândiți că unde Dumnezeu să vă duceți sau ce să faceți. Da? Bun. Hai să văd. Doi de băte. Steaua. uite-o, Steaua. Ah, poate, poate, speranța moare ultima, cam așa e la voi aici. Eu încă sper, sper că lucrurile se vor rezolva, sper că până la urmă o să cadă templul ăsta, ducă-se pe apa sâmbetei, da, așa și eu sper că o să-mi ating obiectivul. Dar tu stai pasiv așa și aștepți, Ca asta simt aici, că tu stai pasiv, ești pasiv și aștepți, aștepți să vină ca Universul să lucreze și iau -te aici în trecut, optul de, de pentacule, muncă, muncă și muncă și să văd aici optul ăsta de cupe, cei cu optul de cupe. Da, vrei să fii fericit, dar uh, te stresezi, ești foarte stresat, ai multe lupte interioare, multe rău de tot, dar vrei să fii fericit. Ceva de genul, doamne, și acum aș pleca, mi-aș lua bocceluța și aș pleca, dar unde să mă duc, nu știu de ce am senzația asta, deci la voi na, aș pleca din situația aia, dar ce să fac, ce urmează după, uh, e sigur că va fi soare sau voi, voi ajunge într-un stres și mai mare sigur se va întâmpla ceva bun, ce o să vină bun, nesiguranță asta simt, Nole de spade și, și soarele hai să văd uh, cinciul de pentacule carul, iau. te da, Pierdești ceva e ca și cum, da, dacă plec pierd ceva, rămân, rămân fără ceva. Și aici avem treiul de băte, planuri, vă faceți planuri, încercați să găsiți soluții, văd, încercați să ieșiți din sacrificiu, da? Pentru că spânzuratul mai înseamnă și sacrificiu. Vedeți că nu poți să, puteți să stați mult în, în energia spânzuratului, că n-ai cum, dacă stai mult așa cu capul în jos, uh, Mori, da? Nu poți să stai mult așa. Deci, din sacrificiile astea trebuie să ieșiți până la urmă. Vă faceți voi planuri aici, găsiți voi până la urmă o soluție să ieșiți. Și hai să vă luăm luna asta. cei cu luna? îndrăgostiți -i. Până la urmă luați o decizie, ia uite. Ok, ce decizie luați? Justiția... Oh, ho, 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 ho. Justiția și regele de pentacule. O decizie importantă în dragoste. Cred că unii dintre voi alege să divorțați alegeți să divorțați din câte văd eu, că asta e o decizie importantă în dragoste, justiția vine cu un divorț sau cu un contract, mai poate fi, dar mai repede aș zice că, că e un divorț aici, e o hotărâre, e o hotărâre. În legătură cu ce? Cu regele ăsta de pentacule, cred că până la urmă vă hotărâți, pentru că voi vreți să fiți fericiți și nu mai sunteți fericiți, da, nu sunteți, văd aici un rege de băte, o energie de suflete pereche, opa, da, 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 și magicianul. Hai că să anunță lucruri bune până la urmă, dar și cu răni. Na, asta e. Știți cum e, dacă mâncăm numai miere, ni se face rău. Trebuie să mai adăugăm și alte ingrediente. Bun, și hai să văd ce urmează pentru voi. Ce urmează pentru voi, drăguții mei. Măi, ce povești am descoperit eu astăzi aici. Una mai tare ca alta. Ce poveste am descoperit eu azi la voi? Ce situații și situații. Bun. Ce faceți după? Văd că de, vă decideți până la urmă, cu toate luptele astea interioare, cel puțin până la urmă vă, vă decideți să faceți ceva. Și hai să vedem ce urmează. Hop, șasele de băte, un succes un succes, o victorie, o reușită temperanța, liniște, pace o perioadă liniștită în care te simți bine, ești ok, cinciul de pentacule chiar dacă rămâi fără acel ceva la care tu l-ai aici în subconștient așa și șasele de cupe, o energie de suflete pereche sau poate că ești alături de copilul tău sau copiii tăi și aici văd că ai pajul de spade pajul de spade și da lași confuziile în urmă, eu zic. Lași confuziile în urmă cu șaptele de cupe aici, cu zecele de spade, închei, închei ceva definitiv. Șasele de bute mi arată faptul că o să ai o victorie, că o să ai un succes, temperanța la fel, liniște, pace, credință, da? Uh, cinciul de pentacule, o lipsă, posibil să ai probleme din... Știi cum simt eu aici la tine? Ca și cum, ok, rămân fără bani, măcar sunt liniștită măcar sunt liniștită și șasele de cupe, hai să-l clarific eu să văd ce cu șasele de cupe de la tine de aici, să văd dacă e vorba de copil sau e vorba pentru că aici e o mamă și un copil sau e o energie mai tânără decât tine și asta poate fi. Dar șasele de cupe, energie de suflet de pereche, dar hai să vedem totuși ce e cu șasele de cupe. Ce e? Turnul și nouăle de cupe, de că ți se împlinește dorința cu turnul ăla. Deci dacă tu vrei să cadă ceva, până la urmă cade și văd că acum ești împlinit, împlinită, fericit aici cu noul ăsta. Ori aștepți turnul ăla, până la urmă cade, ori se duce în bine, Ori până la urmă iei tu decizia. Cred că e tu decizia să ruptă cerea și să să renunți la orice fel de compromis. Eu am impresia că tu o să renunți până la urmă la, la toate sacrificiile astea pe care tu le faci aici. Și ruptă cerea, adică, ruptă cerea, Doamne ferește. Uh, Închei comunicarea cu cineva. Eu asta zic, că tu închei comunicarea cu cineva. Blochezi pe cineva aici în comunicare. Bun, nouăle de bâte și magicianul. Deși ești obosit, deși e rupt, uh, ca și cum picat la pământ, da? și atunci când nu mai putem, mai putem un pic, da? Și te ridici ca și magicianul și uh, îți vezi de reușești să treci peste toată această situație. Cred că e un copil aici, cred că toată puterea asta ți-o dă un copil pentru unii dintre voi, alții dintre voi poate fi o persoană care apare în viața voastră, dacă vorbim de dragoste, e cineva care vine cu o cupă așa frumoasă, da? ceva de început, care vă dă speranță. Dar, na, depinde de la caz la caz și hai să văd ce mesaj aveți și aici. Văd că aveți reușit, așa asta bine, sacrificiu, iau-te, Sacrificiu. Hmm. Iar sacrificiu. Ceptă? Nu vă sacrificați oameni buni. Bun. Reciprocitate. Ok. letting go, da? Acolo unde nu există reciprocitate, este momentul să te liberezi Eu așa văd mesajul ăsta. Acolo unde nu există reciprocitate, este momentul să te eliberezi. Uh, încearcă să comunici, să vorbești, da? Am văzut comunicare, să lămurești o anumită situație, și fii mulțumit uh, fii mulțumit că o să treci cu bine sau ceva în genul ăsta pentru o lungă perioadă de timp, peste o. Perioadă de timp obositoare, și aici ce mai avem? Ia totul ca pe o lecție. Uh, fii aventuros, începe un nou, un nou drum, fii gata, pentru că un nou drum începe în viața ta, și aici ai felicitări, un nou angajament. Da, pentru unii dintre voi e posibil acum, dacă vorbim despre o relație aici, e posibil să renunțați la o relație veche, deși o să fie un proces așa îndelungat, dar cumva cartea să îmi spune că va fi bine, da? Deși va fi un proces îndelungat, va fi bine. Ia totul ca pe o lecție, învață ceva din toată situația asta și pregătește-te pentru un nou drum. Iar aici, un nou angajament pentru unii dintre voi, posibil, dacă vorbim despre job, despre altă situație, probabil că veți găsi ceva mult mai bun decât ați avut înainte și nu trebuie să vă mai sacrificați. Bun, dragii mei, cărțile arată bine, până la urmă treceți cu bine și peste această situație, indiferent ce ar fi acolo, luați de aici doar mesajele care vi s-au potrivit sau pur și simplu ce a fost mai bun. Bun, drăguților, v-am pupăcit, numai bine, ceau!